De obicei îmi place să vorbesc liber, pentru că îmi place să exprim ceea ce simte sufletul meu. Nu vreau să copiez, să etc. Însă astăzi am schimbat puțin propria mea decizie, pentru că vreau aceste rânduri scrise să-i rămână Sandei Gabriela Talapă și când ea va fi în vârstă și va avea nepoți, să poată să recitească aceste rânduri spuse din suflet. Așa că atunci, voi citi, nu voi vorbi liber cum fac de obicei. Mulțumesc din suflet, Sam, dacă ne-ai invitat pe toți. Asta înseamnă un suflet extrem de generos. N-am cunoscut, de când sunt eu artist vizual, o persoană la propriul eveniment de debut să facă atâtea invitații. Îți mulțumim! O felicit pentru ideea minunată de a invita la prima sa expoziție personală pe colegii și prietenii săi într-un frumos. Asta denotă o mare generozitate și o mare iubire pentru semenii săi. Ce m-a atras în primul rând când am văzut-o pe Sanda la un eveniment? Modul pios, smerit și frumos, în care purta costumul popular, care parcă fusese făcut special pentru ea. Apoi, mi-a mai plăcut faptul că, la acel eveniment, venise însoțită de colegii și prietenii săi de la Râmnicu Vâlcea, Diana Mitulescu și Gabriel Medvedov, pe care, instinctiv, mi-a venit așa să-i botez în sinea mea, trio Doremi. Am simțit o atracție sinceră de a-i cunoaște și de a împărtăși cu ei diverse lucruri. Doar că, din nefericire, acest lucru nu s-a produs la prima noastră întâlnire în același spațiu. Au mai trecut vreo două, trei evenimente până să-i cunosc. Și să vă spun sincer, mi-a făcut mare plăcere să-i cunosc în ciuda faptului că, poate, din timiditate, jenă sau emoție, niciunul nu este prea vorbăreț. Eu sunt. Așa că îi acopăr pe emititei. Recunosc că îmi plac toți trei și la toți am găsit o grămadă de calități pe care le admir din tot sufletul. Dar să revenim la prietena noastră, Sanda Gabriela Talapă, care ne-a invitat la acest frumos eveniment de care trebuie să recunoaștem toți avem nevoie după această pandemie. O urmăresc de când am cunoscut-o și am observat că este mai introvertită, pe principiu, vorba multă, sărăcia omului. Hai să trecem la treabă. Așa cum menționam anterior, îmi place că iubește tradiția sub toate formele ei, lucru pe care îl observăm în lucrările sale plastice și literare, în postările ei de pe Facebook, în ținuta sa atunci când poartă acel costum popular pe care îl poartă cu atâta eleganță și rafinament. În cartea sa, Poveștile mele, a reușit să mă poarte prin toate aceste povești cu sufletul la gură și să nu mă opresc până nu am terminat de citit totul. Chiar dacă de la 23 de ani am fost diagnosticată cu stenoză mitrală și de atunci am tot făcut diverse analize și investigații, nu am avut neșansa să sufăr de claustrofobie. Am și eu propriile mele limitări, pe care cu greu am reușit să le înving, să pot deveni femeia puternică de astăzi. Apoi Sanda m-a condus cu eleganță în nopțile de ajun petrecute în casa bunicii, unde eu și verișoara mea, Ica, ne bucuram de aceste momente unice din fiecare an. Și este necesar să mă recunosc în toți cei care au locuit la bloc în perioada anilor 1980 și care mereu se trezeau înghețați în apartamentele lor. Apoi cum să nu mi-aduc aminte de zilele în care ajungeam la serviciu mergând pe jos, deoarece nu veneau mijloacele de transport în comun, invocându-se mereu diverse motive. Îmi place modul clar și răspicat în care Sanda ne povestește fiecare poveste, fără a uita niciun detaliu, care să ne ducă acolo unde ea dorește să te afle.
Fiecare poveste a ei te trezește și te trimite în trecutul tău. Așa cum a fost el, cu bucurii sau tristeți, cu regretul că nu te poți întoarce acolo încă o dată, măcar pentru câteva secunde. Străjerul cu suflet de bunicuță m-a adus cu gândul la bucătăria de iarnă, vară, a bunicii mele, a mătușilor și a multor țărani în casa cărora am poposit în timpul vieții mele. Simt și acum mirosul inconfundabil din acea bucătărie în care ne adunam cu toții în jurul mesei după o zi de muncă. Noi copiii hârjonindu-ne în vârful patului, iar adulții făcându-și planul pentru a doua zi de muncă. Oare de câte ori nu am rostit această scurtă rugăciune? Ajută-mi, Doamne! Noi toți, atunci când am simțit că ne este greu și doar cu ajutorul bunuțului, putem reuși. Și nu am cum să nu recunosc că ori de câte ori am mers la țară și am înoptat acolo, dușmanul cel mai mare era cocoșul, care nu știu cum de știa el că este necesar să ne trezească fix atunci când era somnul mai dulce. Apoi, nea Ion, pe care îl putem vedea și astăzi în multe sate românești, cu mânecile suflecate, cu pălăria pe o ureche și cu coasa în mână de dimineață până seara. Mulțumesc, Sanda, pentru această poveste pe care o trăiesc vizual ori de câte ori călătoresc prin țară, când mă opresc din mersul grăbit al mașinii să privesc această imagine de poveste a lui Nea Ion, care osește zi lumină. Mă bucur pentru tine, Sanda, dacă ai avut șansa să te bucuri de prezența bunicii tale din postura de adult. Șansă pe care eu și alții ca mine nu am avut-o, dar ne-am fi dorit-o atât de mult. Te poți considera binecuvântată de Dumnezeu dacă ai avut această bucurie. Ca o paranteză, pot afirma faptul că bunicul dinspre mamă a murit la Odessa în 1942, când mama avea doar 8 ani și nu a apucat să-l cunoască prea bine, iar bunica a plecat la 51 de ani, când eu aveam 9 ani, deci nu am apucat o astfel de întâlnire cu ea. Povestea ta m-a ajutat să-mi imaginez cum ar fi putut fi întâlnirea mea cu bunica, dacă nu s-ar fi grăbit să plece atât de repede, lăsând un gol pe care nimeni și nimic nu-l poate umple. Ce pot spune acum, după ce am parcurs rândurile cărții tale pe care am citit-o dintr-o suflare? Că îmi doream de mult o astfel de carte, care să mă atragă și să mă ducă în poveste, care să mă facă părtașă și chiar eroină a poveștii tale, care să apese pe butonul start al sufletului meu și să retrăiesc amintiri de mult uitate sau puse la păstrat în sertarele sufletului meu. Mulțumesc! Te încurajez să nu te oprești aici și să continui a ne bucura sufletele cu poveștile tale, care cred sincer că ar trebui citite de copii și nepoții noștri, pentru a putea înțelege cât de frumoasă poate fi viața trăită simplu și fără telefoane de ultimă generație, tablete și alte astfel de fițe, fără de care ei consideră că nu pot trăi. Multă inspirație plastică și literară și aștept să mă inviți la cel de-al 1000-lea volum al poveștilor tale superbe. Din toată inima, cu toată dragostea, colegii și prietenii mele, Sanda Gabriela Talab. Am lăsat acum aceste rânduri pe care te rog să le citești nepoților tăi și dacă îmi veți îngădui, după ce copiii vor mai face un spectacol, că așa am înțeles că e formatul, aș vrea să vă predau o mică lecție de fericire. Mulțumesc! Mulțumesc.